Bine ați venit la Biblioteca Județeană Dulița Înfirescu Francea, la acest eveniment prilejuit de lansarea volumului Monumente Ecleziastice din Zid, în zona Franciei, din secolele 17-18, scrisă de fiul Franciei, domnul Aurel Nicotei. Vă mulțumim, domnule Nicotei, pentru că ați ales biblioteca noastră să fie loc de întâlnire, locul în care să onorăm munca dumneavoastră, muncă prin care ați pus în valoare patrimoniul cultural local, de asemenea accentuând dimensiunea ecleziastică a acesteia. Dar despre teza dumnealui de doctorat vor vorbi invitații noștri de astăzi, cărora le mulțumim pentru prezență și participare. Și aș vrea să vi prezint, pentru că în această seară vor vorbi pentru dumneavoastră și cu dumneavoastră despre această lucrare domnul profesor Florin Micu, domnul inspector școlar general domnul Dorin Cristea. Autorul, desigur, domnul Nicotei, va răspunde întrebărilor dumneavoastră și poate și provocăm la a ne împărtăși cumva din emoția și bucuria prin care a produs această lucrare de referință pentru Francia și locuitorii ei. De asemenea, îl avem alături de noi pe domnul care a prefațat lucrarea și se numește domnul Costica Săvoaie, cercetător științific. Îl avem alături de noi pe domnul Valentin Romeo Muscă, coorganizator al acestui eveniment, dar nu în ultimul rând, și aș vrea să-i mulțumesc din toată inima pentru că astăzi este alături de noi domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, Ionel cel Mare. Mulțumim, domnule vicepreședinte, și vă invit să spuneți două vorbe cu bucurie despre acest moment în care fiul Franciei pune în valoare ceea ce a găsit mai bun și mai frumos în Francia secolelor 17 și 18. Mulțumesc tare mult! Cred că m-ați spus pe mine că nu sunt atât de emotiv, nu? Așa cum este domnul profesor dr. Nicotei, acum care își prezintă cartea. În primul rând vă spun bună seara tuturor și bine ați venit! Sunt deosebit de onorat să fiu prezent alături de atâția oameni de cultură aici, de atâția oameni ai cărții. Și bineînțeles că sunt onorat că am fost invitat de către un vechi prieten sau cunoștință mult mai veche, domnul profesor Nicotei, care m-a sunat personal și m-a rugat să fiu alături de dumnealui la prezentarea acestei cărți de istorie. Domnul profesor, eu n-am să vorbesc despre carte pentru că vă las pe dumneavoastră ceilalți că să vorbiți despre cartea dumnealui, despre lucrarea dumnealui de doctorat. Eu am să spun doar atât că îl cunosc pe domnul profesor dr. Aurel Nicotei ca unul din cei mai fervenți istorici ai Franciei, unul din cei care și-a dedicat și își dedică viața cercetării atât a monumentelor istorice din Vrancea, a istoriei Vrancei, țării Vrancei, și unul din cei care vrea să transmită copiilor, elevilor pe care îi îndrumă și tuturor celorlalți ceea ce a însemnat Vrancea pentru noi, pentru cei care trăim aici, ceea ce a însemnat istoria pentru noi. Și cred că sunt puțini oameni care fac ceea ce face dumnealui, așa că îi mulțumesc încă o dată că m-a invitat, vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți prezenți aici la Biblioteca Județeană alături de dumnealui și încă o dată spun că sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră. Succes pe mai departe, că sunt convins că nu se va opri doar la ceea ce ne prezintă în această seară. Mulțumesc mult! Mulțumim tare mult! Îi mulțumesc domnului director al Casei de Cultură din Odobeș, domnul Valentin Muscă, încă o dată, pentru că, iată, parteneriatul se dovedește încă o dată capabil de lucruri frumoase, de evenimente speciale dedicate oamenilor Franciei.
Și aș vrea să-i dau cuvântul să ne vorbească despre lucrarea și omul care se dedică atât de frumos prin cuvinte o lucrare specială. Și domnul Muscă va fi și de moderatorul acestor discuții din această seară. Dacă mă auziți, vreau să rog să mă ierte pe doamna director, pentru că vorbesc fără hârtiuță și liber. Și vreau să vă spun că ar trebui în mod firesc să ținem un memento sau un moment de reculegere pentru cei care acum 30 de ani au fost uciși în decembrie 1989. De ce spun asta? Dacă acești eroi nevinovați nu ar fi fost prăpădiți fără voia lor, astăzi n-am fi fost aici să vorbim despre monumentele ecleziastice din zona Vrancei. Considerăm că am ținut momentul de reculegere. Simbolic, tot acum 30 de ani, prietenul nostru Aurel Nicodei, domnul profesor Aurel Nicodei, începea activitatea didactică la o școală pe Valea Bizăuțului în 1989, domnul profesor? Da. Deci, la 3 decenii. Facem 3 decenii astăzi de apostolat. Și în sală, nu vreau să fiu profet, și să spun că suntem vreo 30 de inși. Da. De ce ne-am întâlnit astăzi aici? Să vorbim despre un om, despre o carte și să punem în valoare munca unui om și valorile perene ale Vrancei. Stimate domnule vicepreședinte, dragi prieteni, o să vă rog de la început să fixăm un cadru temporal, să nu vorbim prea mult, pentru că suntem mulți care vom lua cuvântul. Și dacă vă permiteți, după exemplul meu, să fim cât mai condensați în exprimare și să spunem fiecare să ne rezumăm la un anumit capitol din această prezentare. Domnul Aurel Nicodei, așa cum bine a sesizat, poate, primul cercetătorul, domnul Costica Săvoiei, umple un gol în cercetarea științifică din Vrancea, sau despre Vrancea, în speță despre monumentele ecleziastice din secolele 17 și 18. Și continuă pe această temă munca de cercetare făcută de vrednicii de pomenire, Paragină, nu? Da, Anton. Anton Paragină și Victor Bobi, celui care, cu permisiunea Muzeului Vrancei, noi, Casa de Cultură din Odobești, intenționăm să edităm un volum cu toate studiile, pentru că domnul Nicodei a desțelenit, dar nu din margine, până la o anumită zonă a mers domnul Paragină și domnul Bobi. Cine este Aurel Nicodei? Asta e întrebarea jurnalistică. Cine? Știți bine cine este. Un profesor, un cercetător, un om care s-a format, contează și profesorii, să știți, plecând de la cercetări pe teren, la Mănăstirea Mera, cu autoarea, cele mai interesante și cuprinzătoare lucrări despre ctitoriile din România. Este doamna Voica Maria Pușcașu. Trăiește în București, de la care am primit o carte autografă. Pensionară. Și a continuat doctoratul cu Radu Florescu, marele istoric Radu Florescu, și l-a încheiat într-un chip magistral cu academicianul Paul Niedermayer. Acesta este un volum vorbitor neamț. Sas din orașul lui Hoenigberger. German. Da? Un autor. German, acest, da?
cu aceste repere istorice, înțelegem că și dacă n-ar fi vrut, cercetările domnului Aurel Nicodei ar fi ajuns acolo unde trebuie. Pentru că în momentul când își pune pe doctorat, aici nu e ca la Academia de Informații a lui Oprea și compania unde au ieșit la număr, aici este girată de un academician al Academiei Române, de Paul Niedermayer, când ai asemenea semnătură pe lucrare de doctorat, acela este un bun și de tipar, dar și o certificare a valorii lucrării. Un titlu de noblețe. Un titlu de noblețe. Trebuie să recunoaștem că nu putem face cercetare în afara instituțiilor statului român. Statului român. Pentru că în România nu există instituții filantropice în mediul privat. La noi, oamenii de afaceri, încă n-au ajuns la stadiul nobleții sau aristocrației încât să întoarcă ce au primit către statul român. Deocamdată sunt puși pe căpătuială. Va veni poate vremea ca în America, în momentul când oamenii de afaceri vor da și statului, ca noi, cei care cercetăm cu bani din credite de la bănci, să putem avea burse de studiu, așa cum au în America, de la Rockefeller sau Carnegie sau Ford sau etc. etc. Și domnul Nicodei a realizat această cercetare la Muzeul Vrancei. Deci, datorăm, domnule profesor, nu? Trebuie să datorăm anilor petrecuți la muzeu. Nu vreau să intru în amănunt. Suntem mulți la rând care vom vorbi și nu vreau să fur cei mai frumos din prezentare. Dar am vrut să vă ofer, cu permisiunea celor din prezidiu, câteva repere. Radu Florescu, conducătorul de doctorat primul, Voica Pușcașu, cea care i-a stârnit curiozitatea pentru aprofundarea studiilor, deoarece, ca să vedeți cum, așa cum atunci când stăm într-un mediu urât, mirositor, nemiros, hainele urât, când stai lângă un om deștept, la fel, te deștepți și tu. Vedeți? Doamna Voica Pușcașu are o carte numai cu tabele. Cu tabele cu data ctitoririi, anul, gramul. Și domnul Nicodei, după modelul doamnei, oferă la sfârșitul lucrării tabele întregi cu felul materialului, cu tipologia bisericii, cronologia. Cred că aici o să vorbească mai mult domnul Asăvoaie, care este specialist, un specialist desăvârșit de la Institutul Academiei Române, acum este la Complexul Muzeal, din Iași, Palatul Culturii. De aceea, cred că misiunea mea de introducere în subiect a fost făcută și aș ceda rolul domnului profesor, domnului cercetător Costica Săvoaie, pentru că domnia sa nu doar că a prefațat lucrarea, dar știe să vorbească cu noțiunile istoricului, eu nefiind nici istoric, nici prezentator. Este și autorul, de fapt, al cuvântului înainte, da. A formei finale și a tipării. Domnul Costica Săvoaie, vă rog să continuați. Eu i-am dat doar forma brută. În primul rând, vreau să mulțumesc organizatorilor și bunăvoinții care au manifestat-o față de mine, inclusiv prietenul Ric Nicodei, și pentru faptul că mi s-a făcut onoarea să fiu invitat la dumneavoastră. Poate că voi demara ceva mai greu în expozeul meu, datorită faptului că, sincer să fiu, nu am trecut printr-o perioadă foarte plăcută și foarte prolifică din punct de vedere al comunicării, să spunem, așa cum eram noi obișnuiți, generația asta, Aurora, Aurel, Florin, că este de față, ne cunoaștem între noi și ne permitem să ne tutuim cumva, chiar dacă este un cadru oarecum oficial, dar cred că asta apropie mai mult indivizii în lumea aceasta care începe să înstrăineze din ce în ce mai mult pe zi ce trece. Mulțumesc și în numele Complexului Muzeal Național Moldova Iași și în numele editurii de la Palatul Culturii, datorită faptului că mi s-a încredințat spre tipărire o carte care nu numai opinia mea, reprezintă o carte eveniment.
și nu este numai pe plan local pentru Vrancea sau pentru Focșani și pentru viața culturală de la Focșani, care văd că, iată, la dumneavoastră, și iarăși trebuie să mărturisesc că mă simt onorat, văd că este lumea care răspunde la o manifestare culturală de vârste diferite, de preocupări diferite, cam ceea ce ar trebui să însemne o viață culturală normală cam în fiecare localitate din România. Spuneam că este o carte eveniment și noi am fost onorați ca să punem numărul să vadă lumina tiparului, pentru că importanța acestei lucrări depășește cu mult în istoriografia românească, știu eu, limitele unei lucrări de importanță locală. De ce? Pentru că Vrancea reprezintă zona de osmoză românească, dacă vreți, cel puțin în opinia mea. Și atât cât am putut să văd, nu știu de ce, și n-am izbutit, am câțiva ani de cercetare, dar n-am putut să-mi explic fenomenul acesta istoriografic la noi, de ce atât de puțini dintre cercetătorii noștri, pasionați pentru ceea ce făceau, s-au aplicat atât de puțin asupra acestei zone de impact dintre toate cele trei țări români, dacă este să vedem, geografic cel puțin, dar și geopolitic, pentru că importanța zonei acesteia nu este numai din secolele 17-18. Din punct de vedere geografic, reprezintă, deci, capul de stepă, de unde vin toate națiile Pământului și tot trec spre Europa și vine din noi bazinul ăsta asiatic, bazinul ăsta demografic asiatic și tot trec peste noi și trec și trec și trec. Eu mă mir cum de mai putem vorbi încă românește pentru, mai ales în partea aceasta de sud a Moldovei și răsăritul Muntenii, după câte încercări, la câte încercări a fost supus neamul acesta. Apoi, din punct de vedere ecleziastic, eu cred că cercetarea trebuie continuată și colegul Aurel ar trebui să fie sprijinit din punctul acesta de vedere și de instituțiile social-culturale de aici, de pe plan local, dar poate că să fac niște demersuri și la nivel de Ministerul Culturii, chiar pentru că s-ar putea iniția un program național de cercetare și multidisciplinară a Vrancii, pentru că sunt probleme de lingvistică care își pot găsi explicația în această zonă. Sunt probleme de geopolitică și de geostrategie. Nu întâmplător se vorbește în istorie despre poarta Focșanilor, nu sunt degeaba sa de către strategii secolului XIX, linia Focșani-Mămăloasa. Nu întâmplător se zbate atât Muntenia cât și Moldova într-o veșnică gâlceavă până la Ștefan cel Mare, nu? Da. Pentru a se stabili un hotar între cele două țări. Nu întâmplător că este vamă în permanență, vamă mare aici, nu? Dar care mai juca și rol de vama Cucului câteodată și poate tocmai acea vama a Cucului a ușurat cumva și asta înseamnă că și locuitorii erau versați de obicei ținuturile de margine. La prima vedere spunem că sunt neglijate. Un ținut de margine. Așa s-a întâmplat cu Basarabia, așa s-a întâmplat cu extremul de sud al Moldovei. Țara Moldovei, de fapt, cel care o pune într-adevăr pe un drum definitiv este Ștefan. Nu putem să spunem, gata, avem țara Moldovei în timpul lui Alexandru cel Bun. Alexandru face instituțiile de bază, inclusiv în ceea ce privește biserica. Să nu uităm că avem, la început domniei sale, aveam anatema asupra țării. Asta a determinat Moldova la un moment dat. Eram blestemați de Patriarhia de la Constantinopol. Să ridică blestemul și să recunoaște mitropolia țării Moldovei când consfințirea se face prin moaște. Care moaște? Al lui Sfântul Ion cel Nou de la Suceava, care sunt aduse. Până atunci am și oscilat noi la un moment dat între Kiev și Constantinopol. Și poate și politica aceasta și-a băgat un pic coada și în opțiunile acestea ale noastre, adică un mic șantaj s-a făcut pentru a se forța alinierea noastră la Biserica Mare Răsăritană, la Biserica Mamă, Biserica de Constantinopol.
Dar aici, pe aici trebuie să fi trecut și urmașii lui Nicodim de la Tismana, cei care s-au dus, generația următoare, care au dus înspre Moldova, înspre țara Moldovei, în partea de sus a ei, înspre miezul tare al țării, cum îmi permit eu să spun. Deci țara de sus, de undeva, de la Bacău, pe o linie imaginară, Bacău-Bârlad, care se oprește undeva înspre Nistru, și țara de jos, care era ușor neglijată. Dar inevitabil pe aici au trecut și este imposibil ca cei care s-au dus cu gândul către credința dreaptă și perfecționarea într-un fel, pentru că era cam după ureche întreg procesul cultic din Moldova la vremea respectivă. Însă iată că vin acești urmași al lui Nicodim la Tismana, duc în Moldova cu ei atât spiritul și noua ordine monahală, cinul, organizarea cinului monahal, dar în același timp mai duc ceva foarte important, planul Triconc, care va face carieră după aceea și din care se naște ulterior, așa zis, un stil moldovenesc cu care noi ne mândrim. Dar eu sunt sigur că, chiar dacă până acum nu există o biserică a căror urmii să fi fost date la iveală, inevitabil de arheologie, când ne place sau nu ne place, însă sunt sigur că trebuie să se găsească în zona aceasta a Vrancii, mai ales în zona imediat de sub munte, a județului actual, să spunem. Să nu uităm că la o aruncătură de băț aici și-a găsit sfârșitul Sfântul Sava, spare. Iarăși, nu cumva aici a existat o anumită permanență, dar neaplecarea aceasta a cercetătorilor a făcut ca ea să apară inclusiv acum ca o zonă albă în istoriografia românească. Sau dacă nu, s-au dat niște, să spunem, legende pentru a să acopere acest gol de cercetare. De asta ar trebui încurajat întotdeauna demersuri de felul făcut de către Aurel. Exista și altă posibilitate și acum pot să vă spun din, să spunem, bucătăria noastră, din momentul în care l-am contactat pe Aurel și i-am spus să-și aducă aminte totuși de tinerețe, pentru că a pierdut muzeul un cercetător care poate la vremea aceea nu și-a dat seama ce a pierdut prin plecarea lui. În schimb, școala a câștigat un mare pedagog, cel puțin pe disciplina istoriei, dar cred eu și în ceea ce privește educația generală, care atât de puțin se mai face în școala românească, conform noilor și veșnicilor reforme care se fac. Exista posibilitatea ca să, pentru că suportul financiar a fost particular, exista posibilitatea să-l păcălim pe colegul Nelu Cândea de la Brăila, că era aici. Dânsul scoate întotdeauna, ca editura lui merge ca la tipografia non-stop, să spunem, ca cum mergea pe vremuri la Casa Scânteiei. Deci cum a apărut cartea pentru domnul Niedermayer, dedicat profesorului, tot așa putea să apară. Lucrarea făcea cinste oricărei edituri din România, putea să apară și la editura Academiei. Însă am găsit această posibilitate de a ridica și editura Palatului Culturii, cumva, și în același timp, la Brăila sunt sigur că avea să, colegul Cândea are o serie inițiată, teze de doctorat. Ori, nu cred eu că această carte eveniment merita să fie publicată pe lângă lucrările astea care da. Toți sunt doctor la 30 de ani și dacă o deschiz, scuze, dar eu cred că n-ar trece nici pe vremea noastră, nici la nivel de licență. Este adevărat, eu am expus și în cuvântul pe care l-am făcut în această carte, opinia mea este că greșeala mare aparține și doctorandului, însă conducătorul doctorat, eu n-am auzit odată dezbătându-se în materie de plagiat un singur lucru. Este plătit per capitas pe fiecare doctorand care îl scoate, deci își mănâncă pâinea. Este obligat, că se spune că este îndrumător. Ce a îndrumat? Când a făcut referatul care îl recomandă pentru acordarea titlului de doctor, cum a semnat? Ca în primărie?
Unde este probitatea științifică? Spuneam, da, la domnul Niedermayer, dar cât sunt ca domnul Niedermayer care te întoarce înapoi de 7 ori neamțul, dacă nu-i place, și te întoarce, simpluț, și cu eleganță chiar, dar vezi după grimasă că trebuie să te întorci. Câți mai sunt? S-a semnat ca în tramvai și de asta nu mai încape țara asta de doctor, dar știință eu ca aproape. Este o problemă care ar trebui să fie discutată în public și din punctul ăsta de vedere. Ori lucrarea aceasta nu merita să fie băgată la seria de la care apare la Brăila. Deci a fost ambiția noastră, am dorit să aibă și o grafică, iar a fost foarte dificil în primul rând de a fi pusă în pagină, pentru că este foarte multe ilustrații, ilustrații fără de care nu se poate susține textul. Și atunci trebuia să fie și ilustrația de foarte bună calitate. Tehnica cu care s-au făcut fotografiile când se făcea pe film era una, alta este acum. Trebuie convertite, trebuie refăcute, trebuie și în același timp să o pui în pagină în așa fel să se armonizeze tot. Deci asta a durat mai mult decât celelalte operațiuni, ca să zic așa. Însă, cu ajutorul celui de sus, am scos-o la capăt. Eu zic că s-a dat un eveniment, un volum foarte bun, această carte eveniment, și părerea mea este că ar trebui să se găsească o soluție. Sunt atâtea instituții de cultură ca în fiecare județ din România și dacă se găsește la Vaslui să se susțină o carte, de exemplu, nu știu dacă la Vrancea nu s-ar putea găsi o soluție de a se scoate măcar încă 100 de exemplare. Cartea aceasta, eu cred că ar trebui să fie distribuită, fie prin Direcția de Cultură sau prin Biblioteca Județeană. Pentru că, dacă ține bine minte, bibliotecile județene coordonează într-un fel și bibliotecile comunale. Exact. Și atunci, prin mijlocirea aceasta, măcar să ajungă la localitățile, măcar în localitățile care sunt pomenite în această carte, că aici este impactul asupra istoriei locale. Dar cred că ar fi și mai mare în momentul în care se oferă și se vede că este integrată în istoria națională. Asta este pagina de istorie națională. Și cred că ar trebui să fie o cinste pentru Consiliul Județean, de exemplu. Nu este o sumă care, vă spun, cum a făcut la un metru de autostradă nebună la Suceava, pentru 100 de exemplare, de astea vă spun, este toată jena suma pentru un consiliu de țean. Nu cred că nu se poate găsi, de cuvânt. Eu mă gândeam că să apelăm printr-un fond, că este un fond la minister. Însă până când fac actele, că moare și autorul cuvântului înainte. Așa că mai curând. Deci eu cred că chiar și din cerșit așa, s-ar putea distribui prin parohii, având în vedere că eu cred că și biserica este direct interesată să apară așa ceva. Este o lucrare, într-adevăr, cu caracter de micromonografii la fiecare, se știe cam în ce stadiu se află monumentele acestea. Pe baza ei s-ar putea întocmi viitoarele documentații pentru restaurări, pentru refaceri și așa mai departe. Că vedeți că hârtiile acum mai dă voie să facă părintele cam ce vrea. Și asta poate să constituie un instrument de lucru. Iată că sunt, eu mă fac acum un fel de avocat. Este instrument de lucru. Al cui? Este instrument de lucru. Din 2010-2011, cred că este în Arhiva Electronică a Direcției de Cultură. Da, au pus să cheamă Direcția de Patrimoniu Cultural. A fost și reașezată. Și în fișele care au rămas acolo, da. Dar este reașezat acum. Nu știu asta, bine. Acum, eu nu mai îndrăznesc să spun că să ne asigurăm pentru ediția a doua, cum am sugerat și în cuvântul înainte și pe care eu aștept. Dar știm care sunt posibilitățile de deplasare, că presupun deplasare în teren și așa mai departe. Deocamdată nu există. Asta este. Pe mașina personală, cât o mai ține și andramau aia ca să te mai tări pe aici, pe acolo. Dar sunt multe probleme, astea nu se rezolvă de astăzi pe mâine, dar eu cred că o suplimentare de tiraj, oricând se poate face, sper. Cu speranța asta, cel puțin, plec de aici. De asemenea, cred, noi și la Iași vrem să organizăm o lansare. Tot am așteptat să vedem mai întâi care este pulsul aici la
la dumneavoastră acasă, de aici a fost emanată lucrarea, însă trebuie să-i facem o lansare și la Iași, pentru că merită. Și noi chiar ne-am făcut un titlu de glorie, pentru că am izbutit să o scoatem la Iași. Și eu cred că mai este un lucru. Și Fucșănenii ar trebui să fie față de noi, cumva, și să mai țin cum, deci mai spunem și noi, având în vedere că totuși am dovedit că n-am uitat Focșanii și n-am uitat că Focșanii este orașul Unirii. Asta este zona, că Unirea s-a făcut înainte de 1859 de actul ăla semnat. Și tot la Focșani trebuiau să fie și primele instituții fundamentale ale statului dintre principatelor unite. A fost. Cât a fost, pentru că vorbeau trebuie trase altfel. Dar din punctul ăsta de vedere este o mulțumire și Focșani trebuie să continue cercetarea și pe partea aceasta chiar, că mai este, este foarte mult. Este foarte mult. Are ce oferi, este generos și toată zona este generoasă. Și ar trebui să capete. Iar dacă noi vrem să facem la Iași o lansare, eu mă gândesc, nu s-ar putea face, de exemplu, colegii noastre de la inspectorat, este domnul inspector general, la, măcar în toamnă, când să instruie. Pe 12 aprilie, noi suntem invitați la universitate, la Facultatea de Istorie și Filozofie, la domnul Florin Plata. La Facultatea de Istorie, Filozofie, o dar divorță. La istorie. Da. Dar venim și istoria și filozofie. Noi vă așteptăm și vă rugăm să dați și mie un telefon. Lăsăm și pe ceilalți. Deci închei aici, însă mă gândesc în felul următor. În primul rând să vă felicit toți că sunteți aici, unu. Al doilea, că ați dat dovadă de atâta răbdare, vă mulțumesc din suflet ca să m-ați suportat atâta timp. Aș mai fi avut de spus să mă opresc. Deci, trei zile. O singură problemă, chiar dacă ne aflăm la bibliotecă, însă dacă pentru viitorul fond Aurel Nicodei de la Arhivele Naționale, de la filiala Serviciu Vrancea, cum se numește acum, corectura, și cu cuvântul, cu cuvântul înainte în ciornă. Domnul inspector, fiind profesor de istorie, nu? Cred că aveți un cuvânt nu doar oficial, ci și unul pertinent. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și mă bucur că vă văd cu toții, cred că dacă mi-aș fi lansat și eu o carte, cu siguranță tot în acești invitații aș fi avut. Domnul director spunea sau întreba dacă știți cine este domnul Nicodei. Vă spun eu cine este domnul Nicodei, având în vedere că am fost colegi de facultate, colegi de cameră. Vă spun toate prostiile noastre. Glumesc. E vorba de munca, da, bine, dincolo de distracția și de viața de student. Am fost amândoi introduși în dragostea aceasta de istorie de Clio. Dumnealui s-a dus pe arheologie, eu m-am dus pe arhivistică, deci vă dați seama ce discuții aveam în cameră împreună, fiecare pe domeniul lui și cât de entuziaști eram după săptămânile de practică, fiecare împărtășindu-ne micile descoperiri de atunci din vremea studenției. Să revin la problemele noastre exacte. Cred că această lucrare, deși eu știu că și-a dat de atunci doctoratul, o știu de atunci, această lucrare cred că și-a depășit condiția de lucrare de doctorat. Deja consider că această carte înseamnă mult mai mult, este o lucrare atât de complexă, eu am recitit-o cu drag zilele acestea, știind că vin aici și vreau să vă spun că recitind lucrarea repusă într-o altă formulă, cred că complexitatea acestei lucrări nu reiese numai din structura ei. Am citit printre rânduri sau dincolo de rândurile scrise și mi-a făcut o mare plăcere să văd acea aplecare a istoricului, a arheologului față de
multe amănunte, nu numai istorice, dar și amănunte arhitectonice, arhitecturale, despre foarte multe lucruri tehnice, aspecte tehnice care, vă spun, m-au fascinat. Deci, iată, omul Nicodei l-am găsit, a plecat mult mai mult asupra amănuntelor, a unor lucruri foarte, foarte interesante, care, dincolo de conotațiile științifice și conținuturile științifice, vreau să vă spun că această lucrare, document, eu zic, poate fi folosit foarte mult și în școală la noi. Pentru că din postura care mă aflu pot să afirm acest lucru. Mi-ar face o mare plăcere ca lucrarea să o găsim în bibliotecile liceelor de specialitate, mai ales cele de clase de filologie și de istorie, care o pot folosi pentru, chiar pentru un opțional sau chiar lucrare de referință. Elevii noștri pe care îi formăm în băncile liceale, ei trebuie să aibă multe noțiuni despre artă, cultură, eu știu, despre, poftim despre aceste monumente ecleziastice, despre numismatică, despre toate științele acestea auxiliare, speciale ale istoriei. Eu îl felicit pe domnul Nicodei, o lucrare superbă, cu mare plăcere o voi ține în bibliotecă și de multe ori am să o mai răsfoiesc, pentru că inclusiv designul, coloristica și elementele prezentate te fascinează atât ca privitor, dar și în conținutul științific. Felicitări, domnule Codei! Și... Absolvent al aceleiași facultăți din Iași, domnul Florian Agafiței, cu studii de istorie, din care domnul Aurel Nicodei citează în lucrare, este în măsură să completeze informațiile despre subiect, despre lucrare și despre autor, de ce nu? Fiind, cunoscându-ne bine, aproape de 30 de ani, nu? Promoția 89. Da, aceeași promoție. Numai că domnul Agafiți a plecat la Andreașul de sus. Nu, acolo am avut repartiții. Da, acolo a plecat în 89. Am ajuns acolo, am ajuns. Și acum domnul acolo a fost trimis. Da. Și astăzi domnul Nicodei este la Andreașul de jos. Noi am apucat de repartiții guvernamentală. Da, aveți dreptate. După 30 de ani, Aurel s-a... Eu fiind politruc, am beneficiat de 50 de centime în fața lui Dorin, care avea medii mai mari ca mine. Și l-am dat deoparte, l-am trimis la Turcia. La Galați. Bună seara celor prezenți, mulțumesc pentru invitație. Cu Aurel ne știm de foarte mult timp, aproape din preajma Revoluției, ca să aduc al Usterii. Cam de pe acolo ne știm și după aceea ne-am întâlnit la București, el terminat la București, eu la Iași, pentru examenul definitivat și atunci ne-am apropiat și mai mult, chiar și cu domnul inspector general, pentru că aveam cam toți aceleași emoții. Probabil, unii mai mulți, alții mai puțin. Revenim la subiectul serii. Aurel a venit acum 5-6 zile în urmă și mi-a adus cartea respectivă. Fără îndoială ca și dumneavoastră am și alte preocupări zilnice, dar mi-am făcut timp, eram foarte curios să văd cum s-a definitivat demersul său de-a lungul timpului, pentru că în ani m-am întâlnit cu Aurel mai mult sau mai puțin întâmplător, fie la muzeu, fie chiar și pe teren, fie când făcea săpături la Armenească, fie când mai... se ducea pe la Sfinții Împărați Constantin și Elena și așa mai departe prin Focșani. Și mai stăteam de vorbă. De ce? Pentru că, fac aici o mărturisire, eu în timpul facultății am ales arheologia. Și am făcut arheologie vară de vară la Cucuteni cu regretatul Dinu Marin, asistent al lui Mircea Petrescu Dâmbovița. Și a rămas pasiunea pentru arheologie, dar pentru perioada
În timp, pasiunea aceasta nu s-a diluat în ceea ce mă privește, ci s-a potențat și având norocul să dau peste un pasionat al arheologiei, de data asta medievale, Aurel, m-am bucurat că mai aveam posibilitatea să schimb cu cineva o vorbă în legătură cu ceea ce înseamnă arheologul specialist. Vorbim despre o carte care deja are un gir profesional dat, vorbim despre o lucrare de doctorat transformată în carte. Toate felicitările Palatului Culturii că au reușit să scoată în condiții grafice deosebite acest volum, acest tom al lui Aurel. Și vreau să vă spun că am citit cartea cu o anumită acribie. Foarte atent am fost. Cred. Foarte atent am fost, să știi. Așa. Și mai ales la note de subsol. Cred. Sunt convins. Verificat. Ai verificat? Da, am verificat. Da. Da. Și par în regulă. Par în regulă. Da. Mai am anumit întrebări, dar discutăm după. Mi-a plăcut foarte mult că s-a mers până în măduva amănuntelor arheologice, obsedant la un moment dat, dar mi-a plăcut acest lucru. Punctual, nu în ceea ce privește toată lucrarea, dar punctual s-a mers până la nuanță, dacă ai fi putut scrie și ce culoare avea nisipul care s-a turnat, cred că și aia scrie, da? Ceea ce nu este rău, ci din potrivă este un lucru foarte bun. Nu este o carte pentru publicul larg, neavizat. De fapt, este o lucrare științifică, deși ai darul, aproape Eliadesc, de a vorbi și pe înțelesul celor care nu au acces direct la ceea ce înseamnă arheologia în sine. Și pentru asta nu rămân decât să te invidiez încă o dată. Fără îndoială că arheologul Aurel Nicodei duce mai departe o tradiție foarte bună care a existat aici, mă refer în mod special la regretatul Anton Paragină, dar și la antecesorul său. Nu uit însă că drumul a fost deschis în zonă și aici fac trimitere la ce spunea și prietenul Costică, de către Institutul de Istorie Xenopol din Iași, care prin anii 60-70 făceau descoperire, zic eu, uluitoare în zonă de câmpie. Întâmplarea face că eu mă aflu cu casa și cu familia acolo, este vorba de zona Nănești-Călieni, un gorgan pe o suprafață de un hectar care nu are decât vreo 5.000 de ani, din perioada cucuteniană. Și acolo au făcut săpături cei de la Iași, după care Victor Bobi a venit și a continuat. Gorganul acum este astupat și deasupra este teren arabil, agricaici, muscaieți și diverse plante din zona din dreapta Sirepului. Are placă? Nimic nu este așezat acolo. Prin urmare, ceea ce spunea Costică, îmi permis să spun așa că... Da, am fost oarecum colegi. Așa. Are perfectă dreptate. Vrancea mustește de desubt, sub aceste pământuri, sunt lucruri total necercetate. Din antichitate, până către perioada medievală târzie, Aurel a cuprins cât a putut și el, cu limitele sale umane, o fărâmă din trecutul acestui pământ. Aici ar fi trebuit să existe o grupă serioasă de cercetători susținută financiar în mod serios, cu cazări peste vară și cu acțiuni arheologice, pentru că eu sunt de acord că multe cărți se scriu din cărți, din arhive, din documente, dar fraților, istoria se scrie foarte frumos din ceea ce scoate arheologul din pământ și interpretează și reinterpretează. Ori, dacă cercetarea arheologică moare încet și lent, de la un an la altul, mă întreb eu, cât o să mai căutăm prin arhive? Cât o să mai scoatem din cărți? La un moment dat se epuizează, nu se poate. Mai dau un exemplu foarte concret. La Vizantia,
acolo unde a fost și Aurel. Există o zonă, vechea așezare Găuri, un sat cu nume pitoresc, Purcei. Dedesubt este așezare tracodacogetică și romană. Primele informații și primele sesizări în acest sens le face Anton Paragină. Acolo nu trebuie să te duci decât să bași puțin hârlețul în pământ și să scoți o sacoșă de resturi ceramice, și cenușii, și roșiatice, și așa mai departe. E păcat, se duce pe apa vizăuțului, ca să nu spun pe apa sâmbetei. Ce se întâmplă acolo? Prin urmare, ca să închei, Aurel a făcut o treabă excelentă, a umplut și el cât a putut un mic gol din uriașul hău lăsat prin moartea total prematură a regretatului și prieten care mi-a fost și mie foarte puțin timp, Anton Paragin, un om excepțional, excepțional, un cercetător reper de care Iașul ține cont și astăzi, și nu numai Iașul, și Bucureștiul, prin ceea ce a scos dânsul și a interpretat ca izvoare istorice din acest spațiu. Și ca să închei, încă o dată îl felicit că a reușit, înțeleg, nu cu foarte mulți sponsori, aproape cu niciun sponsor, să zic așa. La da? Da? Familia. Lasă familia. Familia e altceva, e chinuit. Și îl înțeleg foarte bine în demersul său de a scoate munca sa la iveală, chiar și cu văduvirea familiei prin luarea banilor din bugetul de familie, pentru că aici este un mic tezaur. Nu numai informațional, este un mic tezaur livresc, pe care noi ăștia, oarecum mai născuți înainte de 89, deja cu părul alb pe cap, îl apreciem poate altfel decât cei din zilele noastre. Și spunea cineva aici de plagiat, de hoția asta intelectuală care se practică mai mult sau mai puțin în diferite straturi sociale. Noi nu am fost învățați așa ceva la facultate. Și spunea asta că de lucrare de licență. La lucrare de licență, când am dat-o cu decanul Ciuperc, am transpirat cu două săptămâni înainte. Și era o lucrare de licență, nu era de doctorat. Iar la doctorat, când am dat mai târziu în fața comisiei de acolo, la fel, o rigoare extraordinară. Nu-și permite nici Aurel și nu-și mai permite nimeni ca el din generația lui să greșească un punct, o virgulă. Astăzi să ia cu toptanul, se citează sau nu, și a făcut lucrarea științifică. Adică se duce tot un derizoriu, se diluiază, se demonetizează și se crede că a scrie o lucrare științifică, a susține un doctorat, e la îndemâna oricui. Nu este, frate. Dacă e și o școală doctorală. Fiecare, sau postdoctorat. Fiecare universitate da, și-a înființat școală doctorală. Noi avem o vorbă, numai la podul Iloaie. Ce școală doctorală? Da, păi școala doctorală trebuie să-și ia și ea ceva bani acolo. Eu mi-am spus niște treburi aici, legate de noutatea demersului. Îmi place maniera autorului, maniera de lucru. Ai coborât, ai reușit să cobori la rădăcina timpului creierii unor clădiri ecleziastice, explicându-ne în amănunt, în câteva cazuri, până și componența aliantului care s-a avut la baza ridicării edificiului la care se face de pedeamă. E și compoziția chimică, nu? Da. E tehnică. Tehnică de secol 17-18-19. Da, știu, dar unii ar fi sărit... de 3-400 de ani și zidurile rămân. Unii ar fi sărit peste aspectul ăsta. Cum să sări? Uite așa. Din monument? Da. Din aproximativ 150 de lăcașuri a avut în vedere doar 30, o cincime cum ar veni, nu? Am așa. Și din ele, la câteva din ele a făcut cercetare directă, adică a simțit mirosul pământului de acum câteva sute de ani. A văzut cum stau lucrurile. A explicat nu din amintiri, nu din poveștile altora, ci din ceea ce a pipăit, a mirosit arheologul. Asta este un lucru extraordinar. Și faptul că el...
Și faptul că el se bucură doar o jumătate de oră sau o oră, o oră jumătate aici de față cu dumneavoastră, de o muncă ce înseamnă decenii, decenii, da? S-au spus aici 30 de ani, este prea puțin pentru un autor. După care fiecare ne vor retrage la casele noastre și cu problemele noastre. Dar cartea, așa îmi place mie să cred, va rămâne într-o bibliotecă și probabil că o mână dintr-un alt veac o va lua, o va deschide și va spune că îi va părea rău că nu l-a cunoscut personal pe Aurel. Felicitări!